O să mă faci să o zic, nu? O să mă faci să o zic. Deși nu vreau, o zic. Transition! Bitcoin a ajuns azi noapte la 36.000 de dolari. Și între timp simt un miros în aer de urși pârliți și o neîncredere o neîncredere a faptului că vorbim de căcăturile astea încă o dată, de m-am săturat de ele de un an de zile ce ai bro, cum să treci, nu trece de rezistența aia de 31 de mică, nu are cum în 2023 de abia din 2024 după halding începem ușor să creștem Gen ce vrea toată lumea să se întâmple, nu? Adică asta o să se întâmple, ce vrea toată lumea, ca toată lumea să facă bani. Vorbim de chestiile astea de foarte, foarte mult timp și până acum, dacă n-ai înțeles cum funcționează psihologia asta de piață, îmi pare foarte rău, nu ai dreptul la gain -uri. Așa că în clipul de azi, vedem ce am vorbit în clipurile trecute, vedem un pic activitatea de pe Twitter și apoi vedem ce ar trebui să se întâmple și ce decizii luăm în continuare. Ăsta este clip făcut acum două săptămâni, de fapt pe 8 octombrie, da? Pe 8 oct octombrie, 8 oct octombrie, ok. Pe 8 octombrie eram în range ăsta, da? Și am făcut clipul ăsta. Da? care de aici practic cu cât a scăzut, hai să ne uităm, acolo a scăzut cu 27%, aici avem, mai sus un pic, la 16%, da? Deci dump este mult mai mic, hai să ne uităm un pic la oscilatori. oscilatori. Deci am comparat perioadele astea două, asta de aici, da? din noiembrie 2022, la Batemuri, am comparat-o cu perioada asta în care am fost până am ieșit dracului foarte, foarte agresiv, da? Exact asta ziceam, faptul că în noiembrie aici, sau de fapt aici, față de noiembrie, arătăm, mult mai bine. Și am luat RSI-ul. deplasare către partea de jos, după aceea s-au dus și mai jos. Da? da aici. și mag ul ăsta. Dar Diferența cu RSI-ul, RSI-ul s-a dus la da, oversold mult mai agresiv. Vedem că s-a și aprins aici un pic, da? Versus perioada asta. Deci, încă o dată, aici, lichidări masive, Black Swan. -ii. Bitcoin aici, în perioada asta, da? Septembrie, octombrie, până să avem pump-ul la 36.000, arăta mult mai bullish decât în noiembrie când a făcut pump-ul la major, da? De asta. Și asta este una din chestiile pe care le vorbim, da? Una. Hai să mergem pe Twitter, că nu are sens să stăm aici. Și vezi clipul ăsta, da? Mai bine ca în de, noiembrie 2022. Poți să vezi și comentariile o să râzi. Și mergem pe Twitter, la mine pe profil. Hai să începem cu începutul, cu ce am postat de azi dimineață, pentru că am făcut niște repostări să le aduc aminte oamenilor, că vorbim chestiile astea de foarte multe luni. Da? Mulți, bine, bineînțeles, dintre ei au zis că e random pam ăsta. O să nimerești o dată, dacă tot zici pam pam pam, până la urmă o să nimerești. Însă noi ținem foarte bine minte că despre pam ăsta am vorbit că se va întâmpla când avem platoul ăsta de la Fed. Da? Deci aici le-am reamintit oamenilor în august. În august când era un picaj spre 25.000. Atunci am făcut postarea asta când toată lumea am sărea la gât. Nu trecem de 31.000, gata, a, a, tot ai avut pe anul ăsta. Atât ai avut pe anul ăsta. Mergem la 18.000 mâine. Și am explicat de ce nu. Lumea a făcut din nou nebun și acum am început să repostez ca să le aduc aminte că m-au făcut nebun. Și am făcut un anunț foarte important. Da? Hai să vedem prețul Bitcoin în momentele astea în care vorbim. A picat de la 30 și cât a fost. Nu se vede aici. Hai să ne uităm pe chart, mai de profesioniști, așa. A fost la vreo 35 și ceva, aproape 36 de mii, da? Și vedem uh, cum arma uh, rămas cu asta a început să pice un pic, însă încă se menține, nu vrea să se ducă mai, uh, mai sus. Și am făcut anunțul ăsta, da? Mulți vor vinde în range ăsta de 30-40 de mii, de ce? Mulți vor crede că va fi o deviație de la ciclul normal de bear market. Am ieșit noi din 31 de mii, da nu e ok. Cineva a manipulat piața, de asta am ieșit. De asta ai avut parțial dreptate, bă, chifoi, că altfel 31.000 acolo era top, gata. Dar asta este ca o deviație, așa că o să vindem acum tot ce avem și cum picăm după aia la 18.000 și la 20.000, după aia cumpărăm și facem mult mai multe gainuri. da? N-am vândut niciun cent până la prima testare de 31.000. V-am tot zis 98% acum sunt în piață, nu mai bat capul. Mă uit la volatilitatea asta și mă uit la gușterii care regurgitează, care sincer nu vor să învețe nimic, da? Asta e, nu putem să convingem pe toată lumea să fie investitor sunt bani magici pe internet. Deci, încă o dată, sunt 100% încă în piață mă bucur de volatilitate. Și va veni și vremea când voi vinde, însă nu e acum. Încă sunt ferm convins că sp ul are un all-time high de atins. 5500 iși pe acolo. Iar cu Bitcoin este mai greu de zis. Chiar dacă am zis eu all-time high pe Bitcoin în 2023, n-am făcut niciun fel de analiză pentru că e prea nou asset-ul ăsta. Da? Am făcut doar pe SMP. Și dacă SMP-ul merge spre all-time high, da? ceea ce știm de luni de zile, am vorbit de luni de zile, și în timp ce ratele de la Fed rămân constante pentru cât mai multe luni, da? gen 6-12 luni, cu atât avem probabilitate că este un de probabilități, probabilitate din ce în ce mai mare ca și Bitcoin să facă un nou all-time high până la pivotul de la Fed. Asta este teoria mea. Tocmai de asta n-am vândut niciun cent nici până acum. Da? Și ăsta e planul meu încă din ianuarie 2023. Ții minte, da? Încă din ianuarie 2023. Și o dată, puteți să râdeți de el sau puteți să-l studiați, să folosiți informațiile de acolo, să vă ajute să faceți bani. Și la fel la întrebarea, Cristian, pot să vând acum ce fac? Nu știu, bro. Habar n-am. Știu clar ce trebuia să faci până acum. Trebuia să fii deja în piață. Încă o asta regurgitez de la început de an, Trebuia să fii deja în piață. Ce faci tu acum? N-are treabă cu mine. Eu încă o dată am zis că nu vând niciun cent. De ce? Pentru că aștept alte chestii. Ăsta e planul meu, mă țin de el. Da? Chiar dacă mâine picăm la 18.000, rămân la același plan, nu mi se schimbă cu nimic. Atât de nebun sunt, nu trebuie să faci la fel ca mine. Ideea era încă o dată, ce vă ziceam, la fiecare clip vă ziceam, până în momentul ăsta, trebuia să fii deja în piață ca să ai ce să vinzi când începe nebunia în sus. Atât. Dacă mă întrebi în momentul ăsta ce să faci, habar n-am. Dacă mă întrebi în momentul ăsta, de exemplu, Cristian, dar acum ce să fac? Să cumpăr? Mă întorc la același răspuns. Nu știu. Trebuia să fii în piață. Asta am regurgitat tot anul. Ce faci mai departe cu obținut profiturile, ței mașină, ței casă? Nu vrei să zic și ce fel de stake să-ți Cu banii pe care ai produs din cripto? Mi se rupe p Nu sunt aici să zic ce să faci. Sunt aici să-ți arăt. Ce fac eu? Ce am studiat? Care-i planul? Ți-am zis când am intrat, ți-am zis ce fac acum, și am zis că nu ies. Și când va veni vremea să ies, o să zic că ies. Și tu trebuie să iei responsabilitatea pe umerii tăi Destul de mare asta este, dar trebuie să fii un om adult. În piața asta n-ai voie să te iei după semnale de la alții. Încă o dată, asta regurgitez de foarte, foarte mult timp. Și nu e ca o victorie, ca și cum aș face un victory lap acum. Mamă, frate, zici că ți s-a îndeplinit visul. Am ajuns de all time high, cum au zis mulți dintre ei. Nu, pur și simplu mi s-a spus că 31.000, de mii nu va fi trecut, va rămâne rezistență. Mergem la 20.000, ciop, ciop, ciop. De-abia după halving creștem, poftim. Am trecut. care e planul acum? Asta este întrebarea mea. Și hai să vedem. Hai să vedem încă o dată ce văd eu pe charturi. V-am zis de ceva timp, nu mai fac swinguri. Făceam swinguri, de exemplu, dacă mergem pe chain, făceam swinguri când eram aici. V-am zis, nu mai știu un care clip. Mi-e lene și să caut acum. Avem foarte multe clipuri, am vorbit aceleași lucruri în toate clipurile. V-am zis că este un moment sau va veni un moment când din range ăsta vom ieși pur și simplu și nu ne mai întoarcem. Ping-pong ăsta pe care îl mai joci aici, e baftă la un moment dat, da? De aici m-am oprit din perioada asta, de acum vreo lună, două, nu n-am mai făcut nimic, pentru că era din ce în ce mai riscant pentru mine. Mai ales acum să fac ceva de genul. Deci nu mai fac niciun fel de swing, nu mai ating de monede, sunt spot, le las acolo să crească liniștite în pace, chiar dacă au și pullback-uri. Ghișe, inclusiv într-un bull market există pullback-uri, da? Dar hai să ne întoarcem la cum arată chartul pe Bitcoin, cum îl văd eu, deși, încă o dată, v-am zis, asemănat cu perioada asta ca price action, dar ca și fundamente, piața a asemănat foarte, foarte mult cu ce s-a întâmplat aici, în baza ratelor de la Fed, și aici, octombrie 2020. Am făcut clip special despre de ce era asemănător, da? Și cu știri și cu ce grafice puneau urși atunci, aceleași pe care le vedeam și acum și v-am zis, da? Și inclusiv în comunitatea la noi avem niște analize de genul. Pe l-am făcut, pe asta am făcut acum pe 17 octombrie, da? Cât era Bitcoin? 28.000 încă se menține în range acolo, dar n-a spart chestia asta, da? Și am explicat de ce nu ar trebui să vedem, să mai vedem Bitcoin la 20.000, în timp ce Twitter-ul era plin, mergem la 20.000, mergem la 20.000, uite de ce, Uite, uite ciclurile anterioare. Uite, nimeni nu se uita la ce trebuia. Chiar dacă nu ești membru la mine în comunitate, unde e cea mai șmecheră comunitate, unde lumea știe de chestiile astea de luni, luni înainte, era de ajuns să te uiți la clipurile mele de pe YouTube. Și știai. Acum hai să revenim. Cum arată chartul de acum încolo? Pentru că mulți ar putea să spună, hei, dar aici suntem la rezistență. Ar trebui să luăm profituri pentru că picăm după aia. Nu e așa, domnule Cristian? Ia să vedem, domnule Grigori, este așa sau nu este așa? Ce vedem pe chartul ăsta. Ce ne zice Nămolu? Ne zice ceva Nămolu? Hai să ne uităm. Suntem pe weekly, da? Încă o dată, dacă te uiți pe daily, nu o să faci niciun fel de investiție, ești trader, da? Nu vorbim de trading aici. Hai să vedem cum arată MACD-ul ăsta, da? Încă o dată. MACD-ul, da? Când am intrat în bear market, vedem liniile astea mediene au trecut sub linia medie de 0. S-au strâns aici, da? Aici a fost perioada de acumulare, foarte, foarte bine. După aia a început ușor ușor să ia înapoi și histogramele astea se schimbe culorile, da? Să înceapă în partea de sus. Apoi am avut iar o perioadă de acumulare care a fost asta, de am tot regurgitat o e acumulare pur și simplu. Și acum asta, pardon, astea, mediile astea mobile și au schimbat cursul. Unde este rsi -ul? Este fix la nivelul de 70, nici măcar n-a intrat în overbot aici în perioada asta. Hai să facem o analogie cu ce s-a întâmplat în uh, celelalte da? Încă o dată, consider că seamănă foarte mult perioada în care suntem sau în care am fost aici, da? Cu asta de aici și cu asta de aici. De ce? Pentru că ratele de la Fed se pregăteau să rămână constante, da? Și aici la fel. Aici au scăzut practic după pandemie, da? Și aici au început să fie constante. După vreo două sau trei întâlniri pe OMC, aici erau constante. Chiar dacă erau 0 și ceva la sută, nu contează că erau 2 sau 0 la sută, trebuiau să rămână predictibile. Asta face piața când ratele sunt predictibile. Ok, hai să vedem ce s-a întâmplat cu astea două atunci. Punem așa, perioada de aici, când RSI-ul a ajuns fix aici în zona asta de 70, da? Unde era Bitcoin? Era aici, se pregătea să decoleze. Era la 5000, 5000. Da? Magdeul, de-abia atunci, o lua în sus, adică depășa linia asta. Dar era clar că trendul pentru Magde și pentru histogramele astea era în sus, da? Deci mediile astea se deplas deplasau agresiv în sus, se vede destul de clar. Apoi, hai să ne uităm pe 2020, să vedem și acolo asemănări. Ia să ne uităm aici și așa. RSI-ul, încă o dată, a ajuns la 70, da? Și a fost în creștere în continuare. În timp ce, inclusiv macde și mediile astea mobile, la fel și aici, da? Au început să se despartă una de alta, albastra a luat-o peste roșie L a plecat în sus. Cum arată acum RSI-ul și macde După ce am avut pump. Asta ne ăsta nesimțit în decurs de câteva săptămâni, de la 25.000 la 36.000, că de de 30%, nici nu mai contează. Nici măcar nu m-am uitat în portofoliu, pentru că atât de neimportant mi se pare pam post. Uită te la ce spun indicatorii ăștia. Unde suntem acum? Suntem la 70 cu RSI, asemănător cu perioada asta. Nici măcar n-am intrat aici să fie pe oversold. Ce s-a întâmplat, de exemplu? Hai să luăm rsi ca și hai să ștergem asta. Eu ca o dublă confirmare, da? MACD. Hai să luăm rsi -ul. deci adică rsi -ul aici când a ajuns la 70, a avut așa, din mai 2019 până în iulie 2019 a rămas

în zona de overbought, da? A rămas în zona de sus. Deci încă din mai până în iulie, două luni. A rămas două luni și Bitcoin a făcut de aici, de unde era, da? De la ultima lumânare asta, 5500 până la 14.000. A făcut 3x. Încă mă urmărești? Ok. Hai să mergem aici acum. RSI a ajuns în zona de 70, da? Și a început să împingă mult mai sus, mult mai repede. Și a rămas în zona asta de aici. Hai să zicem până aici, că după aia n-a mai fost oversold, s-a -a început să se deplaseze în jos, da? Deci din octombrie 2020 până a ajuns înapoi la 70, până în februarie 2021. Deci unde? la 4 luni. Ce s-a întâmplat cu Bitcoin în termen de 4 luni? De la cât a fost aici? Cât a plecat lumea? 11.000 până aici? 57.000. E, acum, încă o dată, depinzând de ratele dobânzilor de la Fed, da? care, încă o dată, de, de, care vorbim încă o dată, de foarte mult timp, ăsta era scenariul pe care eu îl vedeam, depinde de ele cât stau aici sus. Dacă stau până gen aprilie, mai, nu știu, sau până în martie, nu știu, n-am de unde să știu. O să urmărim împreună, împreun împreună, practic, chestia asta, să vedem cât stăm. De este că rsi a ajuns iar aici. Și avem Dita mai pampu. Nimic nu mi strigă berișnes aici. Nimic. Zero chestii îmi strigă berișnes aici. Zero. La fel, dacă mă întrebi acum, păi asta înseamnă că trebuie să cumpărăm? Încă o dată, mă, întorc la ce ziceam anterior. Nu știu. Știu doar că trebuia să fii în piață până în momentul ăsta. Asta ți-am zis un an de zile, da? N-am ce să zic mai mult de data. Nu dau că nu dau sfaturi financiare, nu pot să fac chestia asta. De-abia o fac pentru mine. Sunt focusat 100% în piață, nu pot să zic nimănui ce să fac. Pot să-mi zic doar mie. Încă o dată, putem să stăm mult și bine pe aici. Putem să stăm 3 luni, 2 luni, 4 luni până picăm iar. Ce se poate întâmpla cu prețul, da? 3x aici, 5x aici, da? Cât poate să stea RSA aici? Ah, ok, putem să și picăm de aici mai repede. Dar încoată, suntem aici. Asta e confirmarea de care am nevoie. Și încă o dată, Ok. Deci dacă noiembrie rămân ratele așa, părerea mea este că ăsta o să crească iar. e deja consensus să se mențină ratele. Ianuarie se mențin ratele. Martie se mențin ratele. Ceva pe drum se va strica, da? Și analiza asta se va, adică consensul se va schimba. Însă în ce vedem acum, în momentul ăsta avem așa, noiembrie care încă n-a început, decembrie, 31 ianuarie și ianuarie, adică 3 luni de zile, consensusul e că cam trebuie să le mențină sus. Părerea mea e că o să vedem și mai departe, dar încă o dată, nu am cum să prezic dacă se strică ceva în nașpa și Fedul trebuie să vină în piață să zică începem să tăiem băieții mei și atunci se strică piața pentru că ceva a picat și trebuie să restimuleze ușor ușor, da? Asta n-am cum să știu. Nu fac timing în piață. Știu clar că putem să avem una, două, trei luni, noiembrie, decembrie și ianuarie inclusiv, în care RSI-ul poate să mențină foarte înalt aici. Și ce poate să facă prețul Bitcoin? Încă o dată, nu știu. Te uiți singur pe certuleț, da? Ce spune certuleț? Ce am făcut în trecut? Și acum pe final, nu uitați o chestie, da? Uh, nu sunt euforii deloc. Am și postat pe Twitter. Da? Deci, acum revenim la, revenim și fiind puțin mai serios. În primul și în primul rând, în piața asta se pot face bani foarte, foarte ușor. Dar trebuie să ai un psihic super super puternic. Dacă te lași manevrat la psihic, nu o să faci nimic. Oricât de ușor pare să faci baniște. Pentru că dacă te uiți în trecut la uh, charturile astea și zici, bă, era atât de evident, dar uite, acum nu pot să văd cât de evident e pentru că trebuie să joc cu banii mei acum. Da? Încă o dată, am portofoliu pe plus aproape 100% și nu vreau să mă laud. Știu clar că oricine dintre voi poate să facă. Vreau doar să înțelegeți că ce perioadă avem acum nu înseamnă euforie pentru tauri. Înseamnă Max Payne pentru urși. Pentru că urșii doar ce au fost lichidați în cascadă. Au fost lichidate nu știu câte zeci de mii, sute de milioane de shorturi. Și acum aceiași urși vor trebui ca să-și acopere losurile astea să creeze mai multe shorturi. Din aproape în aproape, piața se va duce unde zicem că se duce de foarte mult timp. Și încă o dată nu stai să mă laud, sunt aici să fac bani și să-i ajut pe cei care vor să înțeleagă chestiile astea să facă și ei bani. Și am făcut-o total moca. Toată informația de anul ăsta pe ce studiez de vreo un an jumate este moca pentru toată lumea pe YouTube. Ce fac în plus pe site-ul pe care doar ce l-am conceput și am mutat toți membrii de aici care erau anterior. Sunt analize mult mai în detalii în care explic chestiile astea și chiar dacă facem caterincă că suntem noi băutor de stela și acum ne-am mutat pe notorius.io și învățăm chestii trestii, suntem foarte serioși. Toți oamenii de acolo undeva la 400-500 de sufletele chiar. Suntem foarte serioși pe ce facem. Toată lumea are skin in the game de foarte mult timp. Doar ce le-au bubuit bagajele. Și ca să-ți dau un exemplu, asta este una din analize pe care am pus-o chiar azi, da? Și chiar îi felicitam. Așa se numește. Felicitări pentru genule masive. Totul a pompat. Deci dacă are povestea pe care o povesteam noi anul trecut, pardon, anul ăsta, tot anul, asta ar trebui să se întâmple. Și la fiecare pullback din ăsta micut să zică, nu că acum mergem la gap-ul ăla de la dracu să de 20.000, dracu să lea 20.000, dar între o să fim din ce în ce mai sus. Încă o dată, vorbim de chestiile astea de foarte mult timp, da? Dacă vrei să te alături unei găști, mai ai de Pandali, dar care tratează totul foarte serios, te așteptăm la noi în comunitate, intră pe site în descriere și vezi ce primești, cam atât pe azi